Păstorul ce s-a încrezut în lup. A fost odată un păstor care mergea zilnic cu oile sale la câmp. Într-una din zile, omul nostru zări în depărtare un lup. Cum acesta nu dădea semne că s-ar apropia, omul se limită și el să-l privească de la distanță, ținându-și însă ciomagul aproape în caz de nevoie. Dar lupul privea doar, așa că omul îl lăsă și el în pace. La un moment dat, uitând chiar de prezența lui, când să meargă acasă, lupul a apărut din nou și dădu să urmeze turma, însă păstrând în continuare distanța. Omul dădu cu o piatră după el, dar era prea departe. Pe de altă parte, lupul nu păru să se simchisească prea tare. A doua zi, iată că lupul a apărut din nou. Își găsise un loc pe o stâncă, se așeza acolo comod și arunca doar priviri fugare turmei. Ce să vezi, își spuse omul, un lup care nu are treabă cu oile. Totuși era cu ochii pe el, căci nu era chiar convins de bunele intenții ale lupului. Dar azi așa, mâine așa, omul se obișnui cu prezența lupului și nu-l mai considera un dușman. Era chiar convins că alte fiare nu îndrăznesc să se apropie de turmă, deoarece zăresc lupul în apropiere. De la depărtare semăna chiar cu un câine mare care păzește turma, așa că îngrijorarea lui scădea de la o zi la alta. Într-o zi, fu chemat de urgență acasă și trebuie să plece de grabă, să fi dus oile cu el, ar fi durat prea mult, așa că le-a lăsat pe câmp și a pornit într-un suflet spre casă. Dar când s-a întors, nici urmă de turmă. Vicleanul lup nu îi mai lăsase decât 2-3 oi speriate care reușiseră să se adăpostească în pădure. Omul își spuse trist, așa îmi trebuie, doar am lăsat lupul pază la oi.